atunci scazi din 5 un punct și spui 4. Adică vreau și calitatea, da, corectitudinea, mă, și era o chestie formidabilă. De ce era de un naturalist, o frumusețe extraordinară. Autoevaluarea era un lucru spectaculos. Da, știți că asta are un impact asupra lor pe toată viața. Pe toată viața, sigur că da. Asupra modului corect de a încerca să fim, nu, să nu furi. Să nu furi, la ce îți folosești, bă? La ce te ajută chestia asta? Ei, toate acestea care le-am făcut, sunt acolo pe blog, dragilor. Folosiți-le. Voi, parlamentarii, iar mă întorc, europeni, duceți aceste lucruri concrete la nivel european și să putem să întoarcem pentru apicultură fonduri după o altă strategie, după o altă strategie în care să putem dezvolta. Zeci de mii de locuri se pot face. Zeci de mii de locuri de locuri de muncă. Zeci de mii. Popularea satelor, etc. Mediul, sănătatea populației, etc., etc., etc. Este colosal. Veniturile cresc la oameni aceia. Exploatăm zone melifere, cum spun, habar n-avem în ce colțuri pot să fie plasate. Și stupine și să fie. Este, ne-am mai pomenit. Avem biostupuri și pentru transport. Deci biostupul e și pentru vagoane și pentru... Deci toate variantele. Dăm drumul la altceva. Pe apicultorii care sunt avansați vor să vină pe biostup. Vin, nu, și continui treaba lor. Că nu mai poți tu să întorci pe un apicultor care are tradiții de 30-40 de ani să-l întorci și să vină spre biostup. Dacă el constată, dacă constată beneficii și vede că luptă împotriva varoa pe cale naturală, are maxim producție de ceară, apilar nil, poate să ai producție maximă, că nu, ai rama, ți-ai scos-o la timp, ai presă, ți-ai stors, ai apilar nilul, sistem de răcire care trebuie pus la punct, încât să ai cu tine în pastoral o chestie de generator, ceva și cu frigiderul după tine și ai continuu și când s-a trecut și colectează să fie în stare, dai producția. Poftim, a colectat, a plecat mai departe. Asta înseamnă să ne organizăm. Și înseamnă ce? O șansă imensă, pentru că cât ai diversitatea mai mare a produselor apicole, cu atât câștigul este mai bun. Da? Deci, dragilor, asta îmi doresc foarte, foarte mult. Băi, am vorbit într-una și tu te zici, eu trebuie să ajung la Râmnicu Vâlcea. Nu, da. Eu, profesor. Ajung eu, din seară. Ce dragă. Fac vreo 6-7 ore până acolo, nu-i mai... Gata, ne oprim, trebuie să mă oprim, că trebuie să spunem că... S-a mai încălzit acum. S-a mai încălzit și un pic, dar asta... Problema e că ni s-a uscat gura, nu de alta și așa, nu putem să bem nimic. Așa este, dar uite, știi, ne bucurăm că așa, în condiții destul de... vitregi, să zic, gura uscată, totuși am putut să le spunem niște lucruri care sper să ajungă. Să recapitulăm. Ajungi, îți formezi echipa și te duci la partide, că sunteți acum, cu firmul pus, îl voi pune, așa poate să pot forma, după modelul tău, haide că mai avansez o idee. Cei care vor vedea filmul și bucurându-se bucuria fiind de autentică, transmisă de tine, prin, de mine, așa, să facă același lucru fiecare în orașul lui, în localitatea lui, la țară acolo, să spună, uite, am văzut filmulețul ăsta, omul ăsta chiar vrea să ne ajute. Și atunci se produce că dacă, cum să spun, dacă noi ne ducem spre ei și îi zgârțim un pic și îi spun, bă, fraților, uite că avem nevoie de asta, faceți-ne asta, tu președinții, tu, președintele Iohannis, care ești profesor, ce mă pare teribil, profesor de fizică, care știe cel mai bine ce înseamnă instrumentul matematic, eu am ajuns la Cotroceni, am ajuns acolo la, cum se cheamă, la consilierul pe probleme de acestea, de, mă rog, de ția diversele informări de astea, de transmis, uite, există așa ceva, am făcut, am dres, la relație cu publicul, o chestie asta. Dar știi cum, mă bucur foarte mult că și eu, fetița mea, dar rămas pentru fetița ei. Era o doamnă acolo care era profesor. Deci mă bucur, domn profesor, că mi-ați deschis ochii și că fetița mea, care e clasa a 7-a, acum are cu cine să învețe. Da.
Doamne, dar zic, nu numai atât. Am insistat, cum ți-am spus și ție acum, Doamne, dar acum duceți-vă la președinte ca să deschidă gura, să spună că este profund la el. Nu m-a mai făcut-o niciodată. Niciodată. Vin voturi, știi cum? Cel care, eu dau pariu, fac pariu că acel care va îndrăzni să iasă pe piață, să deschidă gura, acela se va lipi de atâtea voturi și care va începe partidul acela să ducă această imagine pe care o am eu a profului online, amplificată, se va lipi de cel care vorbește și se transpune concret. O pot face, știi cine, foarte rapid. Acum să vorbim ce rapid, nu știu. Dar PSD-ul o poate face pentru că e la putere. El de mâine poate face chestia asta. PSD-ul și cu cine? Cu ALDE. Care... Nu numai asta. Nu numai asta. Deci, din păcate, ne-am dorit să, cum să spun, inițiativele acestea care sunt în teren, să fie pentru ei sursa principală pentru a reuși să ne spună, noi suntem, vă reprezentăm pe voi cei mulți și vă facem ceea ce doriți voi să aveți. Să vă schimbăm standardul de viață și să fie spre bine poporului acesta. Așadar, dragilor, după această discuție epuizantă aproape, mai zici tu ceva? Mergem acasă. Mergem și să ne ducem activitate. Hai să mai mergem un pic și să le spunem că vom face acest lucru pentru tine, legând trei, adică legând... Poate găsim deja forma. Da, asta vreau. Ca să nu mai multe. Exact. Uite, Traian. Eu mai sănătos. Da, da, nu mai vânturăm puietul. Exact. Tu știi bine că asta e o problemă. Mare. Deci, aici sunt trei populați, da? Și eu îți propun să... și tu ai înțeles din cele 3-4 familii că atunci când începe să crească aici făgurel deasupra, este semn că ele cer extindere. Tu ai zis că ai deja dubiosturi. Sunt deja pregătiți. Deja pregătiți. Poziție, da. Doar să primească... Acum, cum vei face tu? Cum te sfătui eu? Așa. Deci ajung diseară. Ajung diseară. Da. Le lași o zi. Înăuntru, un stup. Așa, lângă rampa deschisă, tot să circule adine, să pornească la treabă. Da. Și, practic, tu ai în clipa acasă doi biostupi, am înțeles. Da. Bun. Deșteaptă ideea. Acum am venit. Să spun, să știi că o spun până la capăt eu. Așa. Ei, doi, îl iei pe ăsta din spate și pe ăsta, la altul de aici, și pui într-un biostup, stânga, dreapta, în față. Da? Așa. Dar după ce lași o zi de albina circulă? Da. Da? De ce să lași o zi să circule? Pentru ca să iei cu legătoarea toată și să-i adai ăstuia. Că îl faci pe ăsta full de albină. Pe ăsta le extinzi, ăștia doi vor suferi un pic, da. Despre căldură vor avea stânga, dreapta, că stau în față, acolo, da? Nu pui nicio ramă la ăștia. Nu. Doi. Nimic. Doar ai luat complet ramele de stânga și de dreapta și ai pus stânga-dreapta, da? Deci o zi sau chiar două poți să-l lași. De ce? Ca ea să circule. O singură zi e suficient de bine. Se orientează albina și ia așa. Face aceeași chestii și cu celălalt biostup. Tot așa iei două, nu mergem la altul, că doar aici. Deci ce ai făcut aici, faci și la celălalt. Așa. În momentul de față, cam o săptămână, nu, 3-4 zile așa, vor suferi cei doi, că nu au albine culegătoare, și formează ușor, rapid își formează, că își trimite din ce ecluzionează, din toată chestia. Tu stimulezi în perioada asta. Deci nu îi lași așa. Faci un pic de sirop cu zahăr, ceai, cu făcute din plante, așa, cu 1-1. Da? 1-1 de ce? Ca să aibă și apă. Da? Că 1-1, ele nu au nevoie, puietul are nevoie de apă. Și nu mai au culegătoare. Și nu mai au culegătoare, până se formează așa, trebuie să le dai acolo. Ai și hrănitorul acolo cu totul, deci vezi că ai așa, pui în hrănitor acolo și treaba merge. Unul dintre
hrănitoare, cel mai bine dezvoltat, care are făgurelul, care făgurelul făcut, aici tu ai, am zis că completez. Completez până la 8 rame, 8, 9, deci pui încă 3 rame. Ai foi, nu? Da, da, sunt deja clădite. Și clădite? Da, ai ești tare. Deci pui 3 rame, da. Dar le pui așa fel încât să fie... spargi aici, o să spargi cuibul. Nu, facem în felul următor. Punem stânga-dreapta la marginea cuibului. Deci, cele 5 rame care sunt, pui stânga-dreapta încă 2. Vezi cum se comportă dacă, dincolo de diafragmă, că tu pui diafragma aici, da? Așa. La margine. Rama asta care e clădită de desubt, hrănitorul va avea făgurelul deja pornit, îl treci în spatele ăsta. Diafragma care o vezi cu patru ochiuri, o dai deoparte pe aici. Deci diafragma o dai deoparte ca albina să poată circula de colo până colo. Da? Și pe urmă mai vii din coace de diafragma aceea, pui una cu polistiren extrudat. Da? Ca să fie încălzit. Deci tu ce urmărești acum? Să conservi căldura, că el rămâne, cum era obișnuit aici cu trei, rămâne singur și fie, da? Rămâne singur și atunci tu îi conservi căldura. Când vei vedea dincolo de diafragmă, deci tu începi să construiești, să spunem, dintr-o margine. Mai în detaliu. Această ramă o lipești, prima. Răitorul acesta va fi tot mai în partea cealaltă, să zicem că pe ăsta o lași. Da. Să zicem că pe ăsta o lași. Concret. Cum vei face? Rama asta care e primă, o pui și o lipești aici, pui pe urmă rama aceea care o ai crescută, că ai zis că ai ramă crescută, pui pe celelalte toate și pe urmă rama crescută și pe urmă diafragmă. Dacă vei vedea că albina stă ciorchine după o zi din coace de diafragmă, atunci mai vii cu alte două rame, da? Alte două rame. Spargi și cuibul. Urmează acum să pui rama aceea după o zi sau două, când tu îți dai seama că ea cere, ea cere. O pui, chiar ai spargi și cuibul, da? Și în felul ăsta, hrănitorul acesta va sta dincolo de diafragmă, spune, da? Dacă ai suficientă albină, atunci îl pui chiar în spate, hrănitorul de aici. Și tu citești dincolo de diafragmă cum stă albina și își cere ramă. Pe măsură ce stă ea ciorchine și vrea să crească făgurel, că va, de folie va agăța făgurel. Și tu atunci spui, na, că îți mai dau încă o folie. Îi dai o foaie acum, necrescută. Îi dai și sarcina asta. Iar aici, prin spate, tot timpul vei a veni la două zile cu câte puțin sirop. Stimulez ca ritmul de oata măcii să meargă perfect. Da? Dacă ai cules și îți vei da seama de asta, atunci vii și cu colectoarele de polen. Încep și colectarea polenului. Colectorul de polen îl împingi așa fel, n-am acum, încât să-ți lase o fantă între marginea stupului și buza... Da, am văzut filmulețul. Știi filmulețul, da? Ca să poate circula albina. Da, exact. Bun. Cei doi care ei, o să pui cei doi care ei, repet, astea de aici și cu astea de aici, le pui unul în gapul, în față, da? Cu tot cu hrănitorul lor, pentru că și acolo ai nevoie tot așa de căldură să stea strâns. În spate acolo vei pune doar diafragma acolo la acel nou, da, care l-ai tu, da? Doar diafragma în spate. În felul ăsta, când vei vedea că albina populează hrănitorul de desubt, înseamnă că de fapt ai șanse foarte mari să iei unul din aceștia
să-l pui în față. Și îl iei pe ăsta, când cei doi fiind în față aici, îl iei pe cel care este pe partea asta cu rampa de zbor, uite-te aici, așa, știi, ca să vii cu rampa de zbor în partea asta. Și l-ai pus în spate. Ai luat diafragma și, de fapt, l-ai extins pe acela. Și pe acei... Deci ăla care mai slab îl pun în partea asta. Așa, 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 da, ca să fie cel mai, da, mai, mai bine. Ăsta să preia și albina care și-a format-o deja. Da, și să ducă și ăsta după urmile celui dinainte. Da? Să duci și ăsta după urmile celui. Și felul ăsta, înainte de salcând, să ai prin doi. Am doi pregătiți. Cel mai puternic va fi acela, adică ăsta care a rămas din prima șarjă cu toată albina, din prima mișcare. Și în felul ăsta tu ai reușit să-ți pregătești pe cei doi biostupi care îi ai, capabili să valorice și culesul, chiar primul cules de la salcâm. Ai un pic de salcâm de acolo. Plin. O, Doamne. Imaginați-vă cum este dealul ăsta, că este și în partea asta și totul e numai salcâm. Da. Deci până când îți dă salcâmul, până așa, tu stimulezi la două zile câte o căniță, dacă da, pui, da. Este sentimentul lor că au încredere și le sprijin. Da? Ei, deja făgurelul este construit, aici începe captarea varoa. Și tu ai terminat, când ai terminat, pe primul mai ales când ai terminat umplut cu rame, în două săptămâni de zile, maxim, nu două săptămâni, în 10 zile nu umpli cu rame, și începe acum să iei câte o ramă cu puiet din acela unic fiind, după rama clăditoare și după hrănitor, și începi să pui aici. Una, două, faci foi la crescut, una, două, faci foi, vii cu aici în spațiu. De ce? Pentru că în condițiile acestea, tu îți crești, muți puietul și în partea asta la altă, el deja știe să intre albina pe